Am revenit la emisiunea din această seară, discutăm despre tenis. Ieri s-a încheiat, așa cum spuneam, turneul WTA de la București. Hai să ne referim puțin și la acest turneu, pentru că am vorbit lucruri generale, am făcut tot felul de introspecții asupra turneelor de Grand Slam, despre psihic, despre mental, despre cât de greu este să gestionezi chiar și victoriile, nu, până la urmă, aceste meciuri care sunt foarte lungi și așa mai departe. Pentru România a fost, e un turneu foarte bun și benefic și sper să rămân aici. Hai să discutăm despre acest subiect, pentru că am zis să îi alocăm puțin spațiu. Le spunem telespectatorilor, este al cincilea an în care turneul se organizează consecutiv la București. Contractul cu cel care deține acest turneu este la final, de fapt s-a încheiat ieri, după o dată cu terminarea turneului, și rămâne să vedem care ar fi, hai să nu spunem premoniții, că nu suntem la ghicit aici, care ar fi perspectivele, rămâne sau nu turneul la București, pentru că fiind în aceste zile la arenele BNR, am văzut și s-a discutat foarte mult chiar de readucerea la București și a turneului ATP. Da. Da. Cum se vede situația? Și avem aici și pe ecran festivitatea de premiere de ieri. Îi lăsăm pe telespectatori să privească și acolo și ne pot asculta și pe noi. Domnul Cosac a spus că el va face tot ce stă în putință să țină turneul aici și în zilele astea se negociază, așa am înțeles. Se discută. S-a negociat tot timpul, că a fost și domnul Țiriac pe la arene, trebuie să spunem. Deci vom afla destul de curând. Adică așa am înțeles verdictul. Și acum toată lumea speră să rămână, inclusiv jucătoarele. Jucătoarele s-au exprimat direct. Irina a spus și la festivitate, a spus și la chiar noi. Chiar a făcut un apel, dacă putem spune. Nu numai că s-a exprimat, a făcut un apel ca acest turneu să rămână. Pentru că este o șansă imensă și pentru tinerele jucătoare, care pot primi mai ușor un wildcard la București decât, nu știu, la Toronto sau la Moscova. Așa e peste tot. În toată lumea, turneele își promovează jucătoarele din locale, da. Și numai dacă ne uităm la noi, am avut 9 jucătoare pe tablou principal și 7 în calificări. Pentru că noi avem și multe jucătoare promițătoare. Și avem în prima sută foarte multe jucătoare, sunt 6 în prima sută. Și în primele 200, altele care vor să facă saltul. Deci vine și din spate. Nu e doar că ok, avem o generație acum bună și după aia nu mai e nimica. Deci sunt perspective pe termen lung, dar perspectivele astea trebuie susținute, pentru că pentru ele, pentru fetele care vor să facă saltul, e mult mai ușor să aibă un turneu aici și câștigă foarte mult din turneul ăsta, experiență, expunere, poate câștigă și câteva meciuri. Este un mare bonus, de fapt. Irina a spus, noi merităm, efectiv merităm să avem un turneu la București și așa este, adică tenisul feminin românesc este într-o perioadă incredibil de bună. Chiar și Sevastova ne-a zis, voi sunteți o superputere în tenisul feminin. Și a spus, chiar am urmărit astăzi pe pagina ei de socializare, în care a mulțumit, s-a simțit foarte bine la București. Bine, a mai făcut o finală și acum 2 ani, trebuie să spunem, când a pierdut drastic, fără drept de apel în fața Simonei Halep. Dar și atunci a făcut un turneu foarte, foarte bun. Dar Simona era într-o formă, cred, fabuloasă, că putea să învingă pe oricine atunci, nu doar pe Sevastova. Da, și deci tenisul feminin românesc este într-o perioadă de boom, efectiv, și trebuie susținut, pentru că e foarte ușor să te pierzi ca jucătoare dacă nu progresezi constant, și un turneu acasă ajută foarte, foarte mult. Și ajută nu numai pe ele, dar ajută și la popularizarea tenisului. Pentru că ați văzut că dacă ați fost acolo, au fost tribunele pline. Și chiar până la ore târzii. Au fost 2 zile când meciurile s-au terminat la ora 12, respectiv ora 1 noaptea. Da. Și la 1 noaptea ar fi trebuit să mai înceapă și încă un meci. Da. Cel între Jaber și Zvonareva, dar nu a mai fost cu putință la ora aceea și s-a jucat a doua zi Și cu toate astea erau tribunele pline, exact, și spectatorii foarte... Sute de oameni care au rămas până la orele, deși nu mai circula metrou, fiecare încerca să se lipească de o mașină sau de un taxi ca să poată să ajungă acasă. Plus că vremea a fost capricioasă, când a plouat, când a fost mai friguleț, când a bătut vântul.
Dar mi s-a părut că interesul a fost, adică biletele s-au vândut, au fost sold out. Pentru finală cel puțin, da, a fost în sold ultimile, out. Și la semifinală. Și la semifinală, dar sâmbătă și duminică nu s-au mai găsit bilete, așa este. Și lucrul ăsta nu poate decât să ajute, pentru că e foarte important. Tenisul e un sport relativ nou pentru marele public din România. Adică de când a apărut Simona, atunci a devenit tenisul un sport de masă. Deci din 2014 înainte era un sport oarecum așa pentru o nișă. Mai elitist, poate, da, considerat de către unii ca exact. Și golful. Dar, dar totuși noi am avut o tradiție în tenis. Nu? Dacă stăm să ne gândim, Virginia Ruzici, Țiriac, Năstase. Am avut, dar nu recent. Dar nu recent, așa este. Nu recent, într-adevăr. Și nu-și mai aduce nimeni aminte acum decât, cum să zic, eu, de exemplu, nu l-am prins. Nici pe Năstase, nici pe doamna Ruzici. Îmi aduc vag aminte de Irina Spârlea și de Ruxandra Dragomir de când eram mică, dar după aia iarăși a fost un gap între ele și... La băieți să zicem că a mai fost un Victor Hănescu între timp care... Exact, da. Dar, deci, sporadic, sporadic. Și de când cu Simona, tenisul efectiv a surclasat în popularitate absolut, cred că orice alt sport în România, pentru că nu prea mai avem rezultate decât la handbal, la nu? Handbal, exact, la nivelul așa ăsta. Este, așa este. Bun. Și avem, o să-i spunem imediat, poate și în sporturi individuale, spre exemplu la scrimă, dar o să discutăm așa, imediat. Dar vreau să spun un sport, să zicem, cu lipici la marele public, care să se joace pe stadioane, pe unde e, să poată să vină multă lume. Nu avem. Exact. Deci, tenisul a devenit acum popular și sunt foarte mulți oameni care acum au început să se uite. Și chestia este că tenisul este un sport dificil și de jucat și de înțeles. Adică, numai dacă te uiți la sistemul de scor, păi ți-a vreo două zile să... Corect. Dacă nu ești familiarizat, exact. E foarte greu să înțelegi de ce e 15, 30, după aia 40, de ce după aia în sfârșit. Și tot felul, la șlemuri băieții joacă 3 din 5, dar la celelalte turnee 2 din 3, la unele șlemuri e tiebreak, dar la altele nu, la dublu e un super tiebreak. E cu punct decisiv, primitorul alege, deci dacă nu citești cât de cât puțin regulamentul, nu ai nicio șansă să înțelegi. După aia suprafețele, că se schimbă suprafețele. După aia sunt tot de felul de... De ce la simplu se joacă pe terenul cu prima exact. Lungă, dublu apoi pe terenul există extins? Limbajul ăsta pe care l-am împrumutat din engleză, tot jargonul ăsta cu să-i facă break, cu forehand, cu backhand. Da. Deci este mult de învățat, asta spun. Și oamenii au nevoie să fie expuși. Adică au nevoie să vadă la televizor, au nevoie de un turneu unde să se ducă să vadă cu ochii lor. Și au să nevoie... mai audă în stânga și în dreapta. Exact. Deci e nevoie să te educi un pic. Nu e un sport pe care să te uiți la el și să zici, am înțeles cam ce se întâmplă aici. Nu mai zic de chestii din astea de profunzime, de tactică, de stil de joc. Unele jucătoare sunt de atac, altele sunt de contraatac, alții servesc și vin în față, alții stau în spate. Sunt o grămadă de variabile în sportul ăsta și e foarte important să fie la televizor, să fie comentat de oameni competenți, să se scrie despre el într-un tot fel așa, competent, de către... da, și fără senzaționalisme de astea. Fără cancanuri că nu știu, și-a luat Simona nu știu ce mașină sau că mai deschis un restaurant, nu, lucrurile astea ne interesează dacă vrem să progresăm sau să înțelegem măcar fenomenul. Da, și asta spun că un turneu ajută foarte mult și la educația publicului. Țin minte la primele ediții când acest turneu nu era VTA, era mai mic, prin 2012 sau așa ceva, tot la fete, publicul efectiv nu știa cum să se comporte, striga în mijlocul punctelor, exact. Da, se ridicau când era lumea aplaudau. Mai drag, mergeau prin stadion în timpul game-ului, că odată o țin minte pe Raluca Olaru, care chiar a strigat la cineva în timpul meciului, s-a enervat atât de tare, a zis, da, ce faceți? Și acel om netulburat, deci era un nivel... foarte, cum să spun, publicul era începător, săracul. Și acum nu mai e cazul. Acum deja au învățat oamenii nu care mai e... sună telefoanele, chiar acum 2-3 ani sunau telefoanele exact, în tribună da. Și mai ales noaptea târziu când era o liniște da. Deci, extraordinară, când o jucătoare se pregătea să servească și sunau un telefon cu o melodie și mai știu eu cum. Exact, da. Oameni care își aduceau copii foarte mici, care începeau să plângă în mijlocul punctului și începeau să alerge și vedeai părinți alergând după copii, efectiv, prin stadion.
Asta zic, că un turneu este foarte important și pentru public, pentru educarea publicului și în România. Publicul are nevoie să fie educat pentru că e un sport nou și așa este. Când te începi să te uiți la ceva pentru prima oară, ai nevoie să înveți despre sportul ăla. Și la tenis, tenisul e complex, sunt multe lucruri de învățat la tenis. Și acest turneu ajută. Și dacă ar veni înapoi și ATP-ul, ar fi și mai minunat. Ar fi două turnee pe an care... Chiar atunci da. Lumea ar începe să prindă mult mai mult gust pentru acest sport. Exact. Și nu știu, acum la ATP situația e alta, avem nevoie de o arenă. Da, este o întreagă discuție ce se întâmplă cu acea arenă centrală. Deocamdată ne uităm la ea. Am văzut ieri, deci porțile sunt ferecate cu lacăte. Erau doi tineri care se antrenau acolo pentru că nu găsiseră altă suprafață de joc. Dar... Există tot felul de zvonuri că revine, dar sunt doar zvonuri. Chestia este că un turneu ATP de 250, cum era acela, are niște cerințe foarte stricte la numărul de locuri. Exact, ceea ce cu această tribună improvizată pe acele schele e VTA, cam greu de... La VTA ei au niște cerințe mai reduse pentru numărul de locuri și construind acea tribună au îndeplinit numărul minim. Însă la ATP nu e, e imposibil. Ne trebuie un stadion serios, cum este, cel puțin cum e ăsta care e închis. Deci, nu o să avem, ajungem probabil niciodată, nu? La cum este stadionul central de la Flash and Mido, unde sunt peste 20.000 de locuri. E cât aproape de jumătate de arena națională la fotbal. Da, dacă... zici că e stadion de fotbal acolo. Dar așa sunt americanii, totul e mare acolo. Totul e mare, supradimensionat. Deci, da, aici este o problemă pur și simplu concretă de logistică. Ne trebuie un stadion, ori îl reconstruiesc pe ăsta sau să-l renoveze. Nu știu în ce măsură se poate renova, dar înțeleg că este o problemă și cu... al cui este, de fapt, stadionul. Aici, de aici pleacă toată discuția. Că... Da. Al BNR-ului sau nu al BNR-ului. Domnul Țiria contestă că este al BNR-ului. Vrea acum... să dea primăria capitale, care atunci ar putea investi în el. Cred că trebuie să avem răbdare și aici, să vedem care ar fi, ce soluție se va adopta, dacă se va adopta o soluție. Asta pentru e că el stă așa de 2 ani de zile, stă în această situație de incertitudine și de... nu știu cum să-i mai spunem. Da, este o problemă legală aici și problemele legale se pot lungi. Dar până atunci, Doamne ferește, să nu pierdem turneul, pentru că o licență de turneu nu o recapeți așa ușor. Pentru că aici calendarul este atât de strict, da. Și atât și de, bine pus la punct, încât era... greu mai găsești o breșă să poți să pătrunzi. Turneul vreau și în săptămâna 40 din an să iau turneul la București. Nu o să poți niciodată. Este foarte aglomerat, e foarte greu, dar turneul de la București a fost mutat recent în aprilie, adică a avut o perioadă când era pus pentru că este atipic să se joace acum, înainte de US Open. Care era se... exact așa, cum e după iarbă și au reușit să-l mute cu mari eforturi în aprilie, înainte de Roland Garros, când toată lumea joacă zgură și jucători mari. De aia au început să vină și jucători mai buni la noi. Pentru că toată lumea voia să joace meciuri pe zgură înainte de Roland Garros. Trebuie să spunem că baza din Cotroceni este o bază extrem de cochetă și de frumoasă. Parcul din jur. Asta este o atmosferă chiar foarte, foarte frumoasă acolo. E păcat nu pentru e gălăgie, că e o lume într-adevăr mult mai educată, chiar și cartierul în sine este un cartier. Zona e frumoasă, plus că nu este la marginea orașului. Spune. Cum sunt foarte multe baze în turnee, sunt turnee în străinătate, exact, trebuie care sunt să mai... sunt mărginașe. Exact. Nici Roland Garros nu e în centru. Așa e. E undeva chiar dacă e se vede la periferie. Turnul Eiffel acolo. În... Nu, e mai dar aproape nu e chiar de periferie. Pare el la televizor. Da, și noi avem aici o bază în centru, efectiv în centru Bucureștiului și toată lumea care vine pentru prima oară este extrem de plăcut impresionată. Am vorbit cu foarte multă lume care a zis, vai, dar nu știam că e așa frumos aici. Și trebuie exploatată chestia asta. Ar fi păcat să nu fie exploatată. Acum, da, nu știu, sunt interese mari, îmi închipui, și bătălii mari în culise. Dar, până la urmă, nu știu, ar trebui să se uite la interesul mai larg, să zic, mai mare, și anume că e bine să ai niște evenimente sportive ca astea, pentru că imaginea orașului și a țării au de câștigat mai mult decât da, orice altceva. Exact. Pentru că aici
se înghesuie și sponsorii, chiar dacă sunt cam aceiași de ani de zile, dar e bine că ei continuă să susțină financiar acest turneu. Da, și de obicei la tenis vin sponsori premium. Adică de anumită calitate, da. De lux, mărfuri de lux, adică vedem și străinătate, sunt ceasuri foarte multe. Lume, da, așa este, da, corect. Sunt diverse instituții care financiare. Da. Da? Deci totuși și din punct de vedere al banilor, tenisul este un sport lucrativ și pentru jucători și pentru toată lumea, dacă e făcut ca lumea. Și acum că avem, e foarte clar că oamenii vor veni să vadă, mai ales românce, pentru că așa e tot timpul. Dacă noi avem generația asta, de ce să nu profităm cu o avem? Și galerie, efectiv, în timpul punctelor, de multe ori arbitru de scaun poate de jenă, de lăsa lumea să se exprime, că până la urmă oamenii au venit să se bucure de un spectacol, nu? Da. Și să trăiască momentele alea de frumusețe. Petra Martiș ne-a zis că ea s-a simțit ca acasă, ca în Croația. A zis, am simțit, adică eram la fel de susținută ca și cum aș fi fost în Croația. La păi, fel, în afară de un singur meci, cel din semifinală, când a jucat cu Mihaela Buzărnes. În rest a avut inclusiv ieri la finală, nu știu dacă au fost 3 sau 4 persoane care să o încurajeze pe cea care a și câștigat turneul. Nu, restul toată lumea era cu Martiș. Da, deci noi avem multe condiții favorabile aici și sper să continue turneul și cel feminin și să revină și cel masculin într-o formă sau alta. Ar ajuta foarte mult pe toată lumea. Calitatea tenisului, o discuție așa din ce ați văzut, putem da un top 3 al meciurilor, să spunem, care s-au jucat la acest turneu? Nu le-am văzut pe toate, însă aș zice primul, acela dintre Ana Bogdan și Schmidlova a fost un thriller, ăla putem spune, pentru că da, a fost foarte intens și epuizant și Schmidlova a avut 5-1 în setul 2 și totuși a întors Ana Chiucuvai. Dar da, Sorana Cârstea iarăși a avut niște meciuri interesante, tot așa târzii. Mi se pare că a întors și ea, mă uit acum pe tablou. Da, a avut și ea un meci de tot de 3 seturi, a câștigat primul set, a pierdut pe celelalte 2. Cu Sevastova? Da, când a pierdut la Sevastova. Și cele ale Petrei Martiș au fost cel cu Ziegemund, a fost iarăși o... Da, o jucătoare foarte afacere atipică puțin pentru circuitul feminin, pentru că inclusiv vestimentația ei este oarecum diferită și de stilul de joc este foarte jucătoare. Neobișnuit și incomod foarte, extrem foarte... de un stil, cum să spun eu, rugos, așa, dacă aș putea să-l numesc, nu știu. Foarte, foarte multe ruperi de ritm și imprevizibil, da. Și dar am avut multe jucătoare de genul ăsta interesante și Ons Jabeur la fel, cu tunisiana, da, cu scurtele, foarte... și care... O decepție putem să spunem că a fost Zvonareva, care nu a reușit să se ridice la nivelul turneului. Zvonareva, într-adevăr, așteptam să o văd, n-am apucat să o văd că până... Am văzut eu meciul, dar nu, a fost un meci fără istorie, chiar dacă a fost foarte cald afară, dar nu... Deci 6-2, 6-2, fără istoric a fost jocul. La fel, aș zice și meciurile fetelor noastre. De exemplu, mi-a plăcut mult Andreea Roșca cu Claire Liu, care este o chinezoaică venită din calificări, a jucat 3 tururi de calificări la București. Dar este câștigătoarea de la Wimbledon Junior anul trecut, exact, și anul ăsta i-a luat un set lui Kerber. Exact. Pe tabloul principal. La US Open, la Melbourne. Acum la Wimbledon. La Wimbledon, da, așa da. Este. A fost culmea, singura care i-a luat set. Pentru că ea s-a dus până în final, a câștigat turneul și singura. Și a jucat cu Andreea Roșca un meci extrem de interesant. Mă uitam, zic, vai de mine, dar fetele astea joacă ca și cum ar avea mult mai multă experiență. Adică era foarte intens. Am fost și la acel meci în teren și așa este. Da, a fost un meci foarte frumos. Iar Liu a avut 3 meciuri de calificări, foarte grele toate. Și după aceea să reușești să mai faci și față și pe tabloul principal, pentru că lumea crede că turneul începe luni, nu? Când încep televizările, și de fapt au fost și meciuri televizate și sâmbătă și duminică în calificări, doar de pe terenul central. Dar să treci 3 tururi de calificări și de-abia după aceea să joci cu o jucătoare care vine odihnită la fel și mult mai bine clasată decât tine. La și poate fel cazul Irinei Bara,
singura româncă care s-a calificat de pe din turneul de calificări. Care a învins în turul decisiv al calificării, să spunem așa, pe Alexandra Cadanțu. La fel zicea și ea că te ajută meciurile din calificări pentru că intri într-un ritm, adică deja ești în turneu practic. Da, da, te ajută. La un moment dat resimți acea oboseală de care discutam în prima parte. Plătești factura începând din turul 2, așa, când simți nu că te mai țin bala mare. Nu mai poți, e greu. Și Michi Buzărnescu a avut meciuri interesante, mi s-a părut. Ea a fost practic oamenii din tribună, toți specialiștii și-au pus cele mai mari speranțe în ea că va putea câștiga turneul de la București. Da, dar oamenii din tribună iarăși revenind la chestia asta, când cineva joacă săptămână de săptămână aproape, ea a avut un program infernal. Eu nu știu cum a putut să joace atâta de la sfârșitul anului trecut, când a început să intre pe tablourile, a avut clasament suficient cât să intre pe tablourile principale ale turneelor VTA, ea a jucat absolut tot ce a prins. Este prima din circuit ca număr de turnee jucate. Și a mai jucat și dublu. Exact. Adică, și aici a jucat dublu. Chiar am auzit un comentariu în tribună, cineva spunea dacă Mihaela ar fi vrut să câștige, neapărat ar fi trebuit să se focuseze doar pe simplu, să nu mai joace și dublu. Poate e adevărat sau un pic, cât? Dar nu știu sincer dacă ar fi reușit să treacă, pentru că pe măsură ce înaintezi în turneu, dai de jucătoare din ce în ce mai tari. Exact. Ori tu, dacă ea venea cu resurse din ce în ce mai diminuate și s-a văzut în ultimul meci, că nu mai putea să mai tragă de ea, adică a jucat enorm în acest an și a câștigat enorm. Asta e povestea VTA-ului. Michi Buzărnescu este revelația anului, aș zice. A apărut și pe site-ul oficial al VTA-ului cu adică este, toată lumea vorbea despre ea la Roland Garros când a bătut-o pe Svitolina, toată lumea ne oprea pe culoar și ne întreba, dar cine este? Dar de unde a apărut? Dar, erau așa toți, a fost o aglomerație la conferința ei de presă după Svitolina, o mare de oameni a venit ca să întrebe, să vadă cine este, de unde a apărut, care e povestea ei. Tocmai o învinsese și pe Halep, adică, nu? Da, la Roma. Deci, da, Michi Buzărnescu este o poveste foarte interesantă, are un tenis extrem de bun. Asta nu zic doar eu, o zic oameni mai ziarii străini, care sunt mai obiectivi decât nu poți fi acuzați că, mă rog, sunt subiectivi. Și are un joc extrem de bun și plus are povestea asta uluitoare, cum a revenit la tenis. O să vedem despre poveste în această carte, pentru că știu că există un capitol special dedicat ei și cei care nu o să le citim acum din carte, probabil că această carte se poate și procura. Și da, de la noi, de pe site. O să le spunem de unde. Deocamdată timpul trece foarte repede aici. Mai facem o pauză între două ghemuri sau între două seturi, dacă putem. Nu? Da, și intrăm în setul decisiv, da? După ce vom lua o scurtă pauză de publicitate.